Lumea a fost împărțită în două. Multă lume v-a înțeles pentru faza cu geamul, altă lume v-a criticat. Sunt de partea celor care m-au înțeles. Nu, băteam în geam ca să fac semn la lui Babunski, când a șutat la poartă, a încercat o pasă, a interceptat și a ieșit fază periculoasă. Da. L-ați plătit geamul? Din avela imputat, domnule, Ieftime? Da, bineînțeles. Greșeala în viață să plătești. Nu ești tu genul Sorin Cârțu, nu? Nu, dar sunt gesturi care reprobabile acum, care îmi pare rău. Am copii mari, am familie, sunt trist acum, sunt trist pentru gestul. Familia? Bine, soția supărată, normal, v-am spus, am copii mari, am deja, au dar prieteni, au... Dar te-ai mușit de accidentare sau doar așa ca reacție? La cine? La tine când ai în geam? Că nu, am bătut în geam așa, ca să-i fac sens de la poartă, n-am nicio legătură, e un gest pe care îl regret și cu siguranță nu va mai face parte din trăirile mele pe viitor, pentru că consider că sunt destul de calculat, am fost o greșeală și nu mă caracterizează astfel de gest.